Ultima dată când am spus te iubesc a fost, cred că, săptămâna trecută și am spus mamei mele. Oh, zilnic, zilnic, Doamne! Ce drăguț! Când ai spus ultima dată cuiva te iubesc? Bună întrebare! Câteva săptămâni? Acum 2 săptămâni. Asta pentru că am fost foarte ocupată, de obicei zic mai des. Am spus-o acum ceva timp. Ieri. De curând. Acum 4 ani. Unei persoane foarte dragi mie atunci. Acum 3 ani, 2 ani. Era în ultima relație. Ar trebui să o spun mai des. În fiecare zi. Sincer, acum 10 minute. Am zis acum 5 minute că o iubesc. Acum o oră. Azi dimineață. Prietenul meu. Cred că acum 2 zile. Acum 2 seri. O spun des. Azi dimineață, prietenul meu. Cred că mâncam ieri sau alaltăieri. Luchem. Azi dimineață. Am pe cine să iubesc acum la modul cel mai pur. Dar mereu zic mamei când mă simt pasat, mă mai alin și zic te iubesc. Și am zis și eu vă iubesc din toată inima. Ieri? Mamei mele. Salut, tată. Ești unică. Ieri sau alaltăieri cu băiatul. Și de când am copii, parcă zic și mai des. De dimineață, după ce m-am cetat cu mama. Ultima oară, cred că am spus rorii mele că o iubesc. Astăzi, cu siguranță, i-am spus mamii și pisicii mele, Mițu. Cred că ieri, la fratele meu, ne spunem destul de des. Sororii mele. Fiind mic și așa, îmi place, încă mă lasă să-l drăgălesc. I-am spus mamei mele chiar ieri. Mamei mele. Mamei. Lui mama îi zic aproape în fiecare zi că o iubesc. I-a fost după ce ne-am vaccinat amândoi. Era super frică ei să se vaccineze. Tata e puțin așa, mai distant și e ok fără... Le spun părinților mei, le spun prietenilor mei. Îmi place să spun te iubesc. Accept în cer să scoți telefonul acum să sun pe cineva și să spui te iubesc cu speaker-ul? Da. Băi, o să sune ciudat, clienților mei. Iubesc pe toată lumea. Foarte interesant, e o relație super personală cu publicul. Da, prietenilor dragi, oamenilor în gând. Cam aceștia sunt oamenii cărora le spun. Acum 2-3 zile unui prieten foarte bun. Recent am spus cuiva te iubesc, dar nu la modul la care întreabă lumea. E friendliness-ul ăsta care ne ajută să ne susținem unul pe altul. Divitului meu. Logodnicului meu. Suntem împreună de 10 ani și... asta ne ține împreună. Cele mai bune prietene ale mele. Dianei Benchea. Unei prietene și încă unei prietene. Și la final ne-am îmbrățișat și ne-am spus cât de mult ne iubim una pe alta. Unei persoane foarte dragi mie. Unii prieteni foarte buni. Lui Carmen, prietena mea, cea mai bună. Mai devreme, unei prietene. Acum ultim am zis să iubesc unui om. Se pune și dacă e o ființă non-umană. Cățelul lui. Pisicii mele, Țiți. Am primit același răspuns înapoi. Cum vine, am fiecare dimineață pe pieptul meu și își bagă căpuțul așa în mine, n-ai cum să nu-i zici te iubesc, zici, te iubesc mult de tot, dacă faci asta în fiecare zi, te iubesc de nu mai pot. Nu contează dacă nu vine prin cuvinte din partea cealaltă. Azi dimineață, mie în oglindă. Mie îmi spun că mă iubesc. Se pune? Bineînțeles, te iubesc cu din oglindă dimineața. Chiar azi dimineață mi-a spus în oglindă. Te mă iau în brațe cu totul și te iubesc, bă, te iubesc, bă, te iubesc. Atunci când mă apropii dimineață de oglindă sau seara și îmi rostesc te iubesc, știu că îmi iubesc viața. Iubiți-vă viața. Sunt o persoană destul de rece, din păcate, și spun doar atunci când o simt, nu mă feresc de asta. Nu înțeleg de ce e atât de greu să o spunem. Clar trebuie să o cred neapărat. Nu arunc cuvintele astea așa la nimeni real. Nu văd rostul să o spui dacă nu o crezi. Nu-mi exprim sentimentele în cuvinte de obicei. Arăt mai mult. Se simte că iubesc, nu prin vorbe, dar prin fapte. Am așa, dar mai bine să tac. A devenit un cuvânt gol chestia asta cu te iubesc, nu știu. Aolo. Nu trebuie neapărat să spui cuiva te iubesc. Fapte, nu prin vorbe. Pur și simplu poți să o faci pentru un gest. E foarte adevărat, nu e un lucru simplu. Poate nu e momentul potrivit. Mereu e momentul potrivit să-i zici unei persoane că o iubești. Zilnic, zilnic, Doamne! Spun te iubesc și în loc de mulțumesc. Doamne ajută, nu sunt mută. Încerc așa să spread the love. Doamne, pentru mine dragostea este the major shit. Ție, dacă îți vine să zici, o zici. Nu stai și analizezi. Uite, pot să zic și ție că te iubesc. Adică mi-e foarte ușor să zic chestia asta și o fac destul de des. E faină iubirea și trebuie exprimată. Și dacă aș muri, n-aș avea regretul că nu am spus te iubesc suficient. Deci, I'm this person always says I love you. Iubirea e totul. Iubirea o spun de fiecare dată. Eu spun tuturor, zilnic. Eu sunt o persoană foarte afectuoasă. Și mi se pare important să spui asta. Îmi place să fiu all over the place. Devine un gest mic
să te bombardezi cu iubire. Cu o însemnătate mare. Mi era rușine în trecut să spun treaba asta. Eu spun foarte des te iubesc. O dădeai ușor în penibil dacă îți exprimi sentimentele și am zis, bă, de ce? Pentru că până la urmă ești sincer față de omul ăla, nu îl înjuri. Adică nu mi se pare un cuvânt greu, știi? Adică mi se pare că e un cuvânt care trebuie zis din când în când. Nu o spun atât de des cât ar trebui. Dacă simt ceva, indiferent că e iubire sau nu, o spun. Mă simt îndrăgostit, sunt cu o fată minunată în momentul de față și... încerc să-i spun cât mai des posibil. Înainte de culcare. Așa sunt eu, așa am fost învățată de familie să-mi arăt afecțiunea și am prea multă și trebuie să o dau mai departe. În momentul în care zic te iubesc, mă, tu să simți chestia aia. Eu azi de dimineață am primit vestea că bunicul meu a intrat în comă. Eu mi-am pierdut și tatăl acum 3 ani aproape. Este singura figură paternă din viața mea. Și lui n-am putut să-i spun atât de des. Acum 5 minute i-am zis te iubesc pentru că știu că azi o să-l pierd din păcate. Și asta m-a făcut să îi spun cât de des am putut mamei mele că o iubesc. Mi-am creat un fel de cult de a spune foarte des persoanelor că le iubesc, deoarece mi se pare că... Am avut o experiență așa aproape de moarte și înainte spuneam destul de des, dar... Dar după experiența asta aproape de moarte, riscăm să pierdem din farmecul ăsta. Am decis că tot timpul eu trebuie să spun ceea ce simt. Nu mi-e rușine să spun te iubesc, ci pe tine te iubesc, Ariel. Te iubesc, Ariel. Trebuie să știe. Și pe tine te iubesc. Spune te iubesc. În fiecare zi. Aolo, zilnic zic. Ieri. Am două fete, una care nu zice niciodată te iubesc. Așa la mișto ieri. Oare de așa? Eu nu. Dar ca lumea, nu cred că am spus anul ăsta. Și cealaltă, care în fiecare seară spune... Noastră bună, te iubesc. Și gata. Și eu, te iubesc, vă iubesc, te iubesc, vă iubesc. Dar între mine și mama, Elinca e mai spre genul, noastră bună, pa. Vin dintr-o familie în care nu s-a spus niciodată te iubesc. Niciodată. Unii oameni cred că nu-s iubiți și atunci când le spui te iubesc, într-un fel simt acea iubire. Și asta cred că ajută. Te iubesc, ești un om super fain. Toți ar trebui să ne iubim între noi. Miu. Hei, eu sunt Ariel, vocea din spatele bucureștenii și nu prea mai am voce pentru că tocmai mi-a sunat bunica și am spus că o iubesc. Lucru care recunosc că nu-l fac foarte des, dar ne mai zicem odată la ceva timp. Dacă ți-a plăcut, dă-mi un like, un subscribe, un clopoțel, un taghează-ți prietenii, dă mai departe, fă ce faci. Da, asta e tot. Bine, am terminat.